Spuneați dumneavoastră că vorbeați de restricții, da? Ce n-ar putea aduce dacă nu ne vaccinăm. E posibil pe viitor, dacă nu ne-am vaccinat, spre exemplu, să avem restricții de circulație, să nu putem călători. Că fiecare își asumă în momentul în care nu se va vaccina și este responsabilitatea fiecăruia și el practic se limitează reciproc. Își creează fiecare cetățean limitările proprii și el se va limita singur, el va răspunde singur dacă nu face acest lucru. Și consider normal să-i protejăm pe ceilalți. Nu putem pentru anumite opinii separate să punem în risc majoritatea populației. Cât de nocive sunt aceste reacții contra-vaccin? Cum spuneați și la voastră, lideri de opinie care, iată, eu nu știu fac de o unde campanie ei aceste, de unde își iau aceste informații și exact pe ce își întemeiază aceste opinii. Din punctul meu de vedere, n-ar mai trebui să le spună public. Asta ar fi, știu, o să vedem oricum primii vaccinați, ați văzut că s-a mers într-un mod foarte echilibrat. Este sistemul medical pentru a proteja și avea oameni în câmpul luptei direct cu SARS-CoV-2. Și atunci cred că ar fi bine toată lumea să se gândească la binele comun. Am mai spus asta și o repet. E vorba de toți, nu trăim singuri. Mai ales că avem bunici, avem părinți care sunt cu mare risc de vulnerabilitate și cred că fiecare dintre noi are cel puțin o rudă, un apropiat care a fost bolnav sau a decedat în urma acestei boli. Pe de altă parte, consider că ar trebui acele persoane care au avut de-a face cu acest virus și au trecut prin această traumă să iasă public și să spună ce au trăit. Și atunci, într-adevăr, am avea o opinie clară și ar trebui să comunice mai mult cei care au fost bolnavi, din punctul meu de vedere, să comunice public ce au trăit când au văzut moartea cu ochii sau ce au trăit acolo în spitalizare și cum au depășit momentul și să spună clar populației cât de nocivă este această boală, ca cei care nu au la momentul de față să-și ia toate măsurile și să ducă lucrurile într-o normalitate. Cred că va fi foarte dificil să combați aceste teorii, da, conspiraționiste, așa cum sunt ele numite. În ce perioadă ne vaccinăm, cam cât durează până când vom reveni la normal? Păi, în cursul anului de acum încolo o să începe această campanie. Adică ne putem face planuri pentru sfârșitul de an. Pentru vară, măcar. Pentru vară, exact. Da, noi sperăm ca până în martie să vaccinăm întreaga populație, dar sperăm să nu mai fie atâtea curente și opinii contrare, ca lucrurile să meargă de la sine.